Doamnelor și domnilor, permiteți să declar deschise lucrările ședinței extraordinare al Consiliului Județean, în conformitate cu prerogativele legii 215 din 2001. La ședință absentează domnul Dulama Laurențiu Cristinel, domnul Acatrilei Dumitru, domnul Ciocârlănoai Aurel, domnul Agăleanu Lucian Corneliu, domnul Andone Dragoș Nicolae, doamna Banu Gabriela, domnul Buhușanu Bogdan, domnul Ciudin Mircea, domnul Dumitrașcu Dionisie, domnul Opșa Florin Adrian, doamna Ișciuc Mihaela Elena, domnul Lucaș Gabriel, domnul Nechita Marius Mihai, doamna Nisor Olga, domnul Pelepco Lucian Florin, domnul Stavarache Valentin Constantin, domnul Stoica Doru Mihai, domnul Ungureanu Cristian, care a semnat, dar a plecat, a semnat convocatorul, dar a plecat, și, așa cum înțelegeți fiecare, lipsește și domnul Arsen Ionel, din motive pe care le cunoașteți. Constatăm că la această ședință sunt prezenți 16 consilieri județeni din totalul de 35 consilieri în funcție și într-o asemenea situație sunt nevoit ca să constatăm lipsa de cvorum și practic această ședință să o amânăm pentru altă dată, deci nu avem cvorum pentru a ține ședința extraordinară de astăzi. E destul de neplăcut faptul că azi aveam pe ordinea de zi, printre multe alte probleme, aveam în ultimă instanță bugetul pe care trebuie să-l aprobăm, pentru că l-așteaptă cetățenii acestui județ. Buget înseamnă finanțare, înseamnă punerea în mișcare unor activități care sigur ar fi trebuit să se deruleze în condiții de normalitate. Este regretabil că unii din colegii noștri nu înțeleg interesul județului, nu înțeleg că o măsură de acest gen, de lipsă, a zice eu, incorpore, vorbesc de colegii de la Partidul Național Liberal, nu dă bine. Nu este o acțiune care să se înscrie în ceea ce noi vrem ca să fie, dacă vreți noastră, ca acțiune pozitivă și acțiune pozitivă pentru cetățenii județului Neamț. Și sigur, probabil că cetățenii vor judeca într-o manieră care va duce la o anumită concluzie, sigur, vis-a-vis de o asemenea lipsă, mai ales când este vorba de bugetul județean. Nu vreau să spun vorbe prea mari. Problema e că astăzi avem și un proiect foarte important, un proiect european, că e vorba de aproape 1 milion de euro, proiectul sobre comunitate pentru alternative familiale, recuperare și egalitate, din cadrul programului operațional regional 2014-2020, și suntem efectiv într-o criză de timp, într-o criză efectivă și suntem puși în situația să pierdem această finanțare, acest 1 milion de euro de la Uniunea Europeană. Care, desigur, venea ideea construirii unor căsuțe pe o suprafață de teren, de fapt vreo 3 surse de teren din municipiul Roman. Însă nu mai intrăm acum în toate detalii, parteneriate și alte chestiuni, le voi explica altă dată. Ne pare foarte rău, asta este situația, sperăm ca, știu, colegii noștri de la Partidul Național Liberal, de la PMP, să înțeleagă odată pentru totdeauna că eu am afirmat clar și afirmăm cei care suntem în această coaliție că vrem să facem administrație și nu politică
Și sper că n-au înțeles bine mesajul meu de început, atunci când singur am fost împuternicit de către consilierul județean pentru a prelua prerogativele președintelui, până la rezolvarea situației acestuia, că am deschidere către toată lumea, către toate forțele politice, către tot ce înseamnă Consiliul Județean în ideea de a face administrație și nu politică. Cred că nu am fost înțeles cum trebuie. Ne pare rău. Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru prezență, dar să declară închise lucrările acestei ședințe care, de fapt, nu au avut loc.